Da, este una din investițiile la care am ținut foarte mult să o finalizez, pentru că am văzut efectiv când apa era de jumătate de metru în curțile oamenilor, toate garajele erau inundate, mobila la vecinul de aici era totul inundat, mi-a spus că vrea să-și vândă terenul și am început întâi cu această porciune de teren. Aici sunt, acest canal leagă trei străzi, strada Veteranilor, strada Ion Creangă și strada Sacerdoțeanu. Deci până sus. Începe de la această, canalul are aici o înălțime de 80 cm, iar sus ajunge undeva la 3-4 metri. O investiție foarte importantă și vreau să vă spun că sunt extraordinar de fericit pentru faptul că firma care a lucrat impecabil și într-un timp record. Și chiar sunt extraordinar de încântat de felul cum s-a lucrat. Mai mult de atât, în acest cămin care există aici, era o bavură de 60 de centimetri, 70 de centimetri, lăsat turnat din beton și toată apa când venea se oprea. Și aici nivelul era foarte mare. S-a spart și acea bavură și în momentul de față funcționează perfect. Și încă o dată felicitări constructorului și vreau să-i asigur pe toți cei care au fost afectați că ne-am ținut de promisiune și am încercat să rezolvăm această problemă. Astfel de situații mai sunt în Râmnicu Vâlcea. Am făcut în Copăcelul două astfel de situații, acum lucrăm pe intrarea Cetățuii. Sunt lucruri care au fost lăsate de foarte mult timp, chiar de pe timpul lui Ceaușescu erau concepute și după oamenii au fost puși în posesie și mulți au înțeles că trebuie să le acopere. Ori ploaia își face loc, prin apa își face loc și s-a ajuns la această situație neprevăzută. Dar în momentul de față lucrurile sunt sub control. Și cu fondul de la bugetul local, da? Fondul de la bugetul local, cheltuite așa cum trebuie, prin licitație publică, deci totul a fost perfect și uite, suntem la faza în care putem spune că o lucrare extraordinar de importantă a fost finalizată, mai ales că Sebi non-stop îmi spunea, zice, domn primar, iar am primit semnal de pe strada respectivă, zic, măi, am prins, la licitație am prins, grafic, și s-a făcut această lucrare. Domnul Veselea, nu. Eu locuiesc aici, la câteva sute de metri mai încolo, și știu bine problemele oamenilor din zona. Din 2010 până în 2016, oamenii ăștia de pe toată strada au bătut la ușile primăriei degeaba. A trebuit să vină echipa domnului Mircea Guteau, care a asfaltat strada, a băgat canalizare și acum a făcut și această lucrare foarte importantă. Sunt sigur că oamenii sunt mulțumiți la ora asta. Doamna viceprimar, ce pot eu să vă spun decât că în 2012, la fel, tot timpul am întâlnit oameni care spuneau că strada Ion Creangă nu pot să se mute, au pământ și nu reușesc să-și construiască o casă, iar acum este și asfalt, avem și canalizare, avem de toate. Așa, datorită domnului primar. A echipei, doamne.